Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Oameni și Povești. Îmbină arta cu medicina legală, este autopsier și susține că iubește această meserie și că îl relaxează. La unul dintre cazuri a descoperit că este vorba de crimă și nu de accident. În prezent lucrează pentru o firmă de servicii funerare, predă ore de pian și de cantă pentru un elev nevăzător, este organist și dirijor la o biserică din Baia Mare și distribuie reviste publicitare la blocuri în timpul rămas liber. Pasiunea lui este să cânte pentru că Dumnezeu i-a dăruit o voce unică. Este contratenor și studiază piese complexe. Declară că tot ceea ce este astăzi datorează mamei care l-a crescut și l-a adoptat într-o familie iubitoare, după ce a fost abandonat la naștere de mama biologică într-un spital din Baia Mare. Despre cum se îmbină arta cu medicina legală aflăm în această ediție și descoperim acum cine vine la Oameni și Povești. S-a uitat la mine și a zis, eu te știu de la televizor. El nu știa de fapt despre nașterea mea, ar fi știut că aș fi murit. În timp ce pipăiam, m-am simțit aici, exact aici, în partea asta frontală, o tăietură. Așa, cam 2-3 cm, sănătoși, peste 2 jumate, da. Și eu am zis că ceva nu e regulat, adică, stai un pic, bun, pușcat caramiu, e una, dar acolo e virgulă. Și le-am zis la polițiști că... Ei, un pic, cred că e crimă aici, nu m-am prea băgat în seamă, că nu, am zis că la ora asta unde să fie crimă, noaptea e revelion. Și am zis, cremați procuror, chemați legist, că este crimă. Și până la urmă s-a lăsat după mie și colegul a zis că lasă că îți faci probleme că s-a bure. A venit un medic care era de gardă și a confirmat că e crimă și a venit procuror și s-a făcut caz. Proba dacă o distruge grav. Pot fi circumstanțe foarte grave în care poți distruge probe la autopsie pentru că nu-și face o secțiune și chiar dacă sunt poveștile astea dure ale vieții prin care trece omul, mă fac să nu privesc moartea ca și o spaimă, pentru că la câte vezi, vă dați seama, ar trebui să nebunești. Cum se îmbină, Sergiu, arta cu medicina legală? Unde e iubirea, acolo e Dumnezeu. Acolo e pace și răbdare. Astăzi la Oameni și Povești îl cunoaștem mai bine pe Sergiu Gliga. Bine ai venit, Sergiu! Bine v-am găsit! Îți mulțumesc tare mult că mi-acorzi acest interviu. Știu că ai venit de la Cluj, ai parcurs destul de mulți kilometri, cum ai călătorit? Foarte bine, am și dormit pe drum, că da. Am venit cu niște prieteni care la ce au și condus între timp. La 3 dimineața, cam așa, wow. Am pornit și am ajuns. Îți mulțumesc tare mult pentru efortul tău. Apreciez foarte mult ținuta ta. Mulțumesc, și mulțumesc. Ai o broșă specială în piept. Despre ce este vorba? Da, am ținut, neapărat fiind un eveniment, din păcate, trist, moartea majestății sale, regina Elisabeta a II-a. Am o broșă care o prezintă pe excelența sa. Este exact de la încoronare. E o broșă din 1953. Se primea în perioada aceea ca și amintire a acestui mare fapt istoric. Și aici, după cum se observă, este altă broșă care normal se pune în piept, că am pus-o la cravată că merge tare bine. Și este tot o broșă cavalerească, tot din Regatul Unit. Sunt piese de colecție. Da, da, îmi place foarte mult monarhia britanică și am zis să am ceva totuși mai aparte. Felicitări, arată foarte bine. Mulțumesc. Și mă bucur tare mult că astăzi ne vei împărtăși povestea ta, care este una impresionantă, ai un parcurs deosebit. Vom da timpul înapoi și ne vom întoarce la momentul nașterii tale, când mama ta biologică te-a abandonat într-un spital. Ai aflat mai târziu motivul pentru care a făcut acest lucru? Da, în 2007 am aflat acest motiv.
În 2008, pe 7 martie, țin minte perfect, la tribunalul din Baia Mare a trebuit să vină ca să declare dacă menține situația de abandon, să fie o hotărâre definitivă dacă mama adoptivă, mama oricum, că e mama cine ce crește, nu cine ce face. Dacă ea mă păstrează sau nu și intră în drepturi depline asupra mea. Și atunci a venit și a spus că nu a avut bani, a avut o situație materială. No, eu la 12 ani eram mai tupeist, ca așa eu de fel. Și am întrebat-o așa direct, că bun, dacă n-ai avut o situație financiară bună și așa, de ce ai mai făcut-o și pe sora mea după? Că după un an s-a născut sora mea, practic, după ce am fost născut, deja ea rămăsese însărcinată cu sora mea, care acum e într-un centru pe viață pentru persoane cu handicap, având autism și degradându-se într-un mod oribil, din păcate. Ce ai aflat despre tatăl tău? Despre el am aflat chiar anul acesta, prin primăvară, am aflat cum arată și semând cu el. Am înțeles că a fost un om foarte cultivat, un om harnic și, din câte știu, el nu știa de fapt despre nașterea mea, ar fi știut că aș fi murit. Nu este ceva concret, dar cam așa știu din ce rude mai am în legătură din familia naturală. Și atunci asta mi se pare un pic interesant și se pune automat într-o imagine destul de neclară, ca să folosesc un cuvânt mai adecvat, mama naturală, prin acest gest. Dar știți cum e, Dumnezeu hotărăște și știe ce e mai bine pentru toți. Iar dacă nu se întâmpla toate astea, eu nu eram astăzi la dumneavoastră, că poate eram printr-un sat, stând amărât, într-o familie amărâtă și mai de cum sunt alții și Doamne ferește să nu mai fie. Pe tatăl tău nu l-ai cunoscut în viață? Nu, a decedat în 2007, în august, dacă bine țin minte, cam așa, și tânăr, deci avea 49, 45, 49 de ani, deci destul de tânăr, a făcut, din ce am citit pe constatator, că aflasem documentul, a avut ceva probleme la plămâni, mă gândesc că din fumat excesiv, poate stări depresive, diferite probleme pe care nu le știu și nu are sens să le discut, că nu le știu, dar oricum nu mă gândesc că a avut o viață ușoară. Clar. Și în momentul în care te-ai întâlnit cu mama ta biologică, cum te-ai simțit atunci? Nici cum. Eram încă speriat să nu mă ia, să nu cumva să zică că îi trăbuiesc, că eu eram foarte lipie mama, cum sunt de altfel, și nu vroiam să merg, adică eu țiam de mama acasă și cum țin scaunul ăsta așa strâns tare, tare, să nu mă lase să plec tot ce am de pe drum de acasă, să nu mă lași să plec orice zice și eu zic că nu mă lasă. Și așa o și fost, după ce am ieșit la tribunal, țin minte că am fost în Baia Mare acolo la un magazin, este un centru comercial amărât și din bănuții puțin, că în 2007 era exact înainte criza lui 2008, mi-a luat ceva jucărie, ceva puzzle sau ceva mașinuțe scump, așa ca să sărbătorim că am rămas la ea. La mama ta adoptivă, cea care te-a crescut. După un an și jumătate de la nașterea ta? Cam așa, un an jumătate, doi, nu mai știu exact, dar cam pe acolo. Deci eu mi-amintesc perfect faptul că eu am avut o familie, adică nu am, întreabă lumea dacă n-am traume sau ceva, pentru că nu mi-amintesc chestii de atunci. Ai stat într-un centru de plasament până la un an o perioadă scurtă de timp, da, mama Anița și Leana, da, așa se numește. Ca paranteză, să facem și comică treaba, după ce dați pe post, să știți că poate vin la voi cu bagajele, cu zic că dacă vorbesc de ea în emisiune, mă dă afară în casă, că nu-i place să se vorbească despre ea la televizor. Va fi numai de bine tot ce se va vorbi, clar. Și cu siguranță faptul că te-a crescut și te-a educat atât de frumos, nu are de ce să se supere că se vorbește de dânsa în emisiune. Da. Practic, ai copilărit mai exact unde? În Baia Mare, la bloc. La bloc am copilărit, mama fiind o persoană modestă, a fost căsătorită fiind văduvei prin 93. Ea a fost profesor de istorie, soțul dânsei de matematică, dar pe atunci, vremurile fiind altfel, a trebuit să renunțe careva din ei, că așa erau, mă gândesc, comunismul, și dânsa a renunțat pentru el, că el era înzestrat cu harul matematicii, era un iubitor de profesie și așa atunci a renunțat dânsa, intrând după aceea într-o uzină locală din Baia Mare, unde a stat 35 de ani și apoi când s-a pensionat, după câțiva ani am apărut eu și când o enervez îmi zice că am fost o doamnă frumoasă.
directori și cei mai mari din uzină se uitau după mine, mama era o femeie foarte frumoasă și mi-a zis că ei se uitau după mine și în loc să mă mărit, eu am fost o proastă și te-am luat pe tine. Pentru că atunci când o enervez, vă dați seama că nu mai... No, eu fiind o fire foarte energică, mama fiind la o vârstă care, la care nu mai are aceeași răbdare, pentru că dânsa deja are doi copii mari care sunt de vârstă cu dumneavoastră, cel mai probabil, poate cum? Și mai mari. Cu ce se ocupă frații tăi vitregi? Sora mea acum s-a mutat definitiv în România, a lucrat în Spania pentru forțele armate sau în poliție, ceva genul, ca și bucătar. Deci le-a dat de mâncare la ăștia care fac forță și păzesc, așa, și ca și bucătar șef, iar fratele meu e profesor de istorie geografie, fiind ultima generație care a terminat cu dublă specialitate. Da, și, excelent! Da, recent a luat și cea mai mare notă pe de titularizare pe județ în ultimii mulți ani de zile, adică spre 10 curat. 9, felicitări, 10, felicitări! Da. Ai trăit într-o familie educată, frumoasă. Da. Cum a fost copilăria ta? Pline peripeții, că eram buba, pentru că toți erau calmi în familie și eu eram ăla agitat, eram ăla care făcea prostii, spărgeam chestii, țin minte așa în scurt că luam chibrituri, aprindeam să văd cum arde, vă dați seama, mama, eu fiind un copil mic, îți dai filme, adică eu dacă m-aș pune în locul ei acum, mă duceam singur, îmi duceam copilul la psihiatrie, dar se pare că n-am ajuns acolo prin mila Domnului, că na, erau curiozități de mic, exact. Vă dați seama, s-a prins chibriți, te uiți la el cum arță. Deci un copil foarte energic, da. Și curios. Curios de ce nu trebuie să fii curios în casă, ca să subliniez lucruri. Cum ți-ai descoperit talentul tău muzical? Ai o voce extraordinară. Mulțumesc, Sărmână. Vocea am descoperit-o teoretic singur, mama nefiind de specialitate, dar muzica am descoperit-o practic la aproximativă vârstă, 5 ani, 6 ani maxim, când mi-a luat mama un pian, o oră, nu știu ce să zic, chestie cu clape micuță de jucărie. Un center din ăsta, cum se zice, magazin de ăla cu 2 lei, 20.000 lei vechi era. Și pe chestia aia puneai, apăsai butoane acolo sus și îți cânta o melodie singur. Și eu automat luam și cântam după ea. După aia puneam pe pian normal și cântam eu ce auzeam melodia. Și atunci am văzut, eu mi-am dat seama că am ureche și mama mai ales. Și am continuat să învăț tot fel de cântece religioase, că așa am început cu mama și cântam pricesne și... Excelent. Acum știu toată cartea, deci acum pune cineva, știu cânta ore întregi pricesne. Și aveai pian acasă? Nu, nu aveam pian, aveam pianul ăsta micuț, după care am început să cânt la un pian mai mărișor și am tot, cu vârsta au crescut și instrumentul. Acum am ajuns la un pian de 1,5 metri, că de-abia l-am băgat în mașină și prietenii m-au cam suduit pentru că n-au avut loc să dorm. Era pianul mare, imagine, da, dar da. E necesar pentru că cu el îmi desfășor și activitatea și concerte și altele. Și altele. Ai făcut școala generală în Baia Mare, apoi ai ales ce liceu? Cum a fost la alegerea liceului? Alegerea liceului a fost interesantă, nefiind susținut de școala generală. Dirigintele meu a zis din start că nu o să intri la artă. Se dădea atunci în clasa 8-a o foaie pe care trebuia să scrii ce licee alegi, o listă de licee și eu am luat-o și am rupt. Și am zis că nu ești normal, ai rămas la fel de nebun, o să vezi că nu o să intri nicăieri și eu alta nu-ți dau. Deci direct. Și am zis, eu mă duc la artă, eu sunt muzician, mie îmi trebuie liceu de artă. La liceu de artă am ajuns la doamna profesor, doctor, deci n-are legătură titlurile, că dânsa e o modestă, Bob Mihaila, este și dirijoara unei corale foarte importante în Baia Mare, Armonia. Da, cum a fost la examen? Acolo vreau să ajung acum rapid, că știu că timpul nu ne permite și eu ca Florin Piersi, ca maestru, că bat din gură de nu se mai oprește. Te ascultăm cu drag. Am ajuns acolo cu mama în început de mai, deci nu era, cred că 1 mai, maxim 1 mai, și am apărut la doamna profesoară printr-o altă profesoară cunoștință și vecină de-a noastră și doamna profesoară, vă dați seama, eu lucrez cu copii de 2 ani, 2-3 ani și nu știm dacă luăm examenul, cum puteți veni așa târziu cu el, să vedem. Cu alte cuvinte, copiii făceau din clasa 1? Da, sigur, din clasa 5-a se face canto și au venit și vă dați seama, unii n-au intrat și în anii trecuți. Și s-a trezit Lilia Sergiu cu doamna Nițașcă, doar intră la artă, eu foarte optimist. Și am tras de dânsa, a zis, ia 4 piese, arie, lead și ce mai trebuia, că nu mai țin minte. Și studiază, și vedem ce iese. Am făcut niște vocalize cu dânsa și
Într-un final, pe 27 mai 2013, am fost la examen, iar după aflasem că am 9,91 media la liceu. Excelent! De examen. Deci, automat, am fost primul după ea cu 10, după 4 sau 5 note de 10. Țin minte și acum lista pe fațada liceului și vă dați seama că e a fost un impact mare. Da, da, e impresionat pe profesori și mai ales asta e talent. Da, pentru că pregătirea pot să zic că e har de la Dumnezeu și talent și muncă. Adică mie mi-a plăcut de mic, ascultam piese de astea, opera, ascultam, avea fratele meu un calculator și avea în el tot piese, tot felul de Johannes Strauss, Beethoven, Franz Liszt, chestii de astea și pe mie m-a pasionat liniștea melodiilor. Adică nu eram atras, eu prin 2011 țin minte că am ascultat, cred că 300 de prima oară în viața mea piese de muzică ușoară, de chestii astea. În rest eu eram foarte atras de opere și auzeam femei, așa am ajuns la vocea de contratenor, auzeam femei cântând și eu vreau. Eu neștiind că aia chestie e femeie, în ghilimele. Eu am zis, hai să fac și eu și mi-a ieșit și atunci am văzut că e ceva. Și apoi am căutat după mulți ani, 4-5 ani, pe la 14 ani am aflat și eu că sunt contratenor. De fapt, eu nu știam termenul, știam că mai sunt cum e Vitas, cum e Cezar Oatu, Mihai Traistariu, el mai mult pe ușoară, nu pe operă, dar ca idee mai sunt bărbați care fac asta, adică nu-s dus cu capul, nu-s ceva anomalie, sunt natural și ceva unic. În timp am realizat că este unic, pentru că nici la liceu de artă n-am fost susținut, aveam o profesoară alta e canto pentru că s-a făcut o modificare, n-am fost susținut dânsa și deloc, ea zicea că-s bariton. Și culmea că vocea ta se schimbă. Culmea la 25 de ani, aproape 26 o să am în februarie, o să eu încă mă duc până în do 3, care este o notă foarte înaltă și un bariton nu merge. Până în do 3 e clar. Wow. Da. Și practic după terminarea liceului ai ales să fii asistent medical și apoi te-ai specializat ca și autopsie. Da, am făcut o specializare în plus, deci nu e legată de școala asistentului. Asistentul medical nu este să fie și autopsie. Eu am dorit extra să fac acest lucru. De ce ai ales să fii autopsier și nu asistent medical? Am fost asistent medical, am făcut pentru că am zis că o să am grijă și de mama. Eu sunt medicul în casă și pentru prieteni eu sunt domnul doctor, deci toți mă sună pentru probleme, inclusiv probleme intime cu iubitul, până la probleme, mă doare capul, mă doare o mână, mă doare un deget, aici mi s-a umflat, deci orice, eu sunt domnul doctor. Și atunci mi-a plăcut, deci și medicina general, dar am zis că e prea mult pentru mine să fac, e prea mult de studiat ca să ajung în medicină legală, trebuie să fac 5 ani de medicină general și sunt multe trepte pe care poate nu, pentru care poate nu există interes, pentru că e normal să nu e ca și la școală, nu-ți place domeniu. Da. Și atunci așa am ajuns plăcând în paranormalul, moartea în sine, sunt un fel de Bacovia, să zicem, dar mi-a plăcut într-un mod filozofic, psihologic, parapsihologic, un mod mai spiritual, să zic așa, nu că mă întrebau unii, am văzut și după apariția la România au talent că ăsta e dus cu capul, ăsta e delegat că îi plac morții, nu are legătură, pur și simplu îmi place faptul că sunt lângă filozofii, nu știu din ce unghi să o explic, să înțeleagă telespectatorii, însă aproape de punctul de trecere în lumea asta, cel mai aproape, care simte, palpează, vede ultimul lucru pe care îl poate vedea omul de fapt. Că după aceea nu mai vezi nimic, nu vedem cu ochii, poate cu ochii sufletului, dar cu ochii fizici nu vedem dincolo despre de ce ar fi. Ți-a fost vreodată teamă? Pentru că este o meserie destul de rară și interesantă, să spun. De mic mi-a fost frică că e întuneric și acum dacă se închid becurile în studio o să fug afară. Dacă singur, dacă sunt cu dumneavoastră nu o să mă țin eventual de scaun și închid ochii. Am o frică că e întuneric, nu-mi dau seama de ce, posibil prin centru ăla să fi fost ținut la întuneric, nu-mi dau seama să fie o traumă subconștient, nu am idee, dar nu mi-e frică că e morți, adică ieri seară cât era, cred că pe la 11 înainte să ajung acasă să dorm, eu eram cu un decedat printr-un spital lucrând, e ok. Deci și singură, așa că n-am avut treabă. Ai lucrat în Cluj la IML. Cum a fost în perioada respectivă și dacă ai întâlnit anumite cazuri speciale? Cel mai interesant mi-a fost cel în care mi-am dat seama că am capacitățile astea pe criminalistică. Avusem acum 2 ani, nici nu știu, în 2020, în 2020 a fost înainte pandemie, cred.
așa ceva, sau în 2019, nu mai știu, în fine, irelevant. Avusem un caz fix în noaptea Revelion, eram cu prietenii la Cluj și na, sună colegul că avem caz, ne transmite datele, mergem la caz și era o bătrână în Cluj, a decedat prin, a fost găsită incinerată, carbonizată, incinerată în ghilimele, acasă, la domiciliu, trupul fiind carbonizat în pat. Și ajunse poliția, pompieri, tot, au stins focul, noi am mers și ne-am pregătit să o luăm și eu, cum sunt acel nebun, cum zice și un coleg de-a meu, Lori, el îmi zice tot timpul că tu ești nebun cu morții tăi, pentru că vede pasiunea mea într-un mod, cum să zic, mai elegant, ca oamenii de știință, adică faci o nebunie, o obsesie în ceea ce faci. Eu, normal, că am vrut să văd despre ce e vorba și m-am dus și el în glumă a zis, lasă cartoful pai în pace, pentru că era jucat și un cartof pus la grătar, deci nu mai vedeai față, numai o formă așa în pat, de cap, corp, tot, nu mai vedeai nimic, mâini uscate tot. Și eu, normal, că pipăiam capul mortului, ca să sune comic, pentru că, de ce nu? Eu am zis, hai să văd totuși ce s-a întâmplat, cum a explodat capul, că de la presiunea de foc, de obicei aici unde ni se unește nouă, știți, la naștere avem pe craniu acel semn ca la Mercedes, cum zic unii, este momentul în care se aliază, cum ar fi, se lipesc calotele, oasele craniului, formând calota. Acolo de obicei pușcă la foc, dar eu în timp ce pipăiam am simțit aici, exact aici, în partea asta frontală, o tăietură, așa, cam 2-3 cm sănătoși, peste 2 jumate, da. Și eu am zis că ceva nu e regulat, adică stai un pic, bun, pușcat craniu, e una, dar acolo e virgulă. Și le-am zis la polițiști că veniți un pic, cred că e crimă aici, nu m-au prea băgat în seamă, că n-au zis că la ora asta unde să fie crimă, noaptea e Revelion. Și am zis, cremați procuror, chemați legist, că este crimă. Și până la urmă s-a lăsat după mie și colegul a zis că lasă că îți faci probleme că s-a bure. A venit un medic care era de gardă și a confirmat că e crimă și a venit procuror și s-a făcut caz de... Asta aflându-se ulterior că fiica dânsei cu probleme psihice... a ucis-o. Din ce motive, nu știu și chiar dacă aș fi știut, nu am voie să vă spun că sunt chestii, da, când sunt probleme din dosar, fizice, cum ar fi. Da, dar da. Cam mare lumea asta și a lovit-o la cap. Da, e cu un obiect. Nu mai știu cu ce, nu țin minte, dar a fost lovită. Deci a fost crimă, idee. Și am aflat că e crimă și mi-a plăcut chestia asta că exact ca și în filme, merge detectivul, se uită milimetric, atinge, vede, pipă și își dă seama ce a fost. Felicitări, felicitări. Acolo a fost interes din partea ta și pasiune. Da, e vorba de interes. Oricum se afla ce este, dar se afla vorba aia, știți cum e, dacă se afla deja pe masa autopsiei, în timpul autopsiei, deja unele probe care pot exista pot dispărea, pentru că de obicei la locul crimei vezi exact ce a fost. Excelent, da, felicitări. Și atunci contează cât mai rapid, ca și medicul, când te duci la urgență, să afle diagnosticul rapid, așa e cel mai bine și la locul crimei, dacă e împușcat, orice ar fi, e cel mai bine să afle unghiul de unde a fost împușcat, mai ales când nu există suspecții foarte complicați. Din păcate, no, la noi în România, criminalistica nu e atât de dezvoltată ca și afară, eu cel puțin nu am avut, am văzut cazuri de crimă în prim împușcare și așa, sau înjunghiat, dar nu am văzut așa detectivi să stea să verifice unghiuri. Deci chestia aia cu unghiuri eu n-am văzut-o. Că în România să văd că se duce cu laser pe zonă și vede unghiul, bă, vezi că din unghiul ăla și să vadă ce înălțime au avut unghiul, se calculează în alte țări și vede înălțimea persoanei, află înălțimea. Deci sunt chestii migăloase care trebuie să ai pasiune și răbdare. Nu și oricine lucrează în criminalistică în alte țări. Excelent. Da. Tu în prezent lucrezi la o firmă funerară. Da, da? Administrezi teoretic o firmă funerară. Că... Și cu ce te ocupi acolo? Da, cu de tot. Eu le fac pe toate, pentru că șeful meu, fiind un fost coleg de la medicină legală, e pensionar și no, eu trec după 35-40 de ani de profesie, eu trec și atunci apărând eu, normal că fiind și pasionat de domeniu, îmi place să ajut și oameni și având o gură așa mare, că mare, mai mare ca și platoul ăsta, normal că îmi place să vorbesc cu lumea, e și alint în ghilimele pe cei care alin pe cei care sunt suferă, îndurerați. Pentru că sunt persoane care vin la noi și spun, au murit. Asta este. Vin care plâng, vin care suferă, vin care sunt foarte crispați, foarte enervați. Am avut caz când nu m-a lăsat să fac îmbălsămare o tânără, că bunica ei, cum să o ating, cum să o tai, cum să o ia, Doamne ferește, sunt foarte dificil oamenii. Deci te ocupi de administrarea firmei, dar și de îmbălsămare. Da, fac îmbălsămare, mă ocup de decedat, îmi place să-i machez.
Deși lumea îmi zicea că nu, te prostii, nu, fată, tia, dar nu-mi plăcea pentru că în spitale, cum din păcate... Cum se numește asta? Tanatopraxie îi spune în termen de specialitate. Nu se prea practică, acum are INML-ul ceva cursuri de așa ceva, dar nu este înregistrată în codul muncii momentan, deci sunt niște divergențe destul de mari, alte probleme naționale tipic românesc, dar să lăsăm... Că ne aud ăștia și nu mă mai lasă să lucrez nicăieri. Ce zic cei din familia ta, prietenii tăi, despre meseria pe care o ai de autopsier și ceea ce faci la firma respectivă? Păi, prietenii deja mi-am dus cu mine la casă, am și o prietenă care a venit cu mine la casă și a căzut peste sicriu, e ok, și s-a apucat de râs, lumea se râdea de ea cu picioarele. A leșinat? Nu, a încercat ea brează să fie, să ridice sicriu și a căzut direct să facă o resuscitare gură la gură la domnul de ce, dar de vreo 90 de ani, fără să vrea. Și normal că lumea lux ajute și ea era foarte șocată, noi eram pe jos, să zic eu, râdeam. Că, na, i-am zis, vezi că e greu sicriu. Nu, no, ea poate. Și deci am prieteni, Marea Mureșencele sunt foarte breze, cum să zice, sunt foarte tari. Aici în sud, în București, toate fetele obicei zic, vai cum să atingi, vai cum aș putea vomit. No. Marea Mureș, am prieteni care arată ca și dumneavoastră așa elegante, frumoase. Vin, dă mortul aici, dă cuțitul, tai și eu. Fac și eu, numai să fac ceva. Deci le place, să atragi, li se pare adrenalina așa, e... Nu, e pe ceva lângă... interesant. Depinde cum perspectiva din care se privește acest domeniu. Și tu cum? Da. Din ce perspectivă o privești? Și paranteză, mama a zis că ești nebun oricum de mic, deci eu sunt nebun în familie. Că poți să faci asta. Da. Eu sunt nebun, rămân un nebun pentru ea. Eu o privesc foarte simplu, studiind și filozofie, psihologie, plăcându-mi tot domeniul ăsta, studiez foarte simplu, adică și acum dacă cade lângă platou, nu întrerupem emisiunea, mă duc, îl pun în sac, îl pun în mașină și continuăm emisiunea. Na. Absolut. Nu te afectează într-un fel? Dorm foarte bine. Mă afectează dacă, Doamne iartă-mă, mă afectează dacă n-am cazuri, că atunci stau. Și nu-mi place să stau. Îmi place să am activitate, îmi place să fac treaba, să machez, să aranjez. Îmi place la final ca familia să fie foarte mulțumită. Și ultimul caz am făcut o doamnă de 90 de ani, să arăte 70. Și așa îmi place. Să le aduc eleganța aia, ultima demnitate a omului pe care o poate avea. Am înțeles. Practic, tu faci asta cu multă plăcere și cred că aparținătorii decedatului simt asta, că tu ești implicat trup și suflet. Pe lângă meseria de autopsier, tu mai ai și alte joburi și ai un program destul de încărcat. Da. Cum arată o zi din viața ta sau o săptămână? Complexă. Încep... Acum nu lucrez în prezent într-o instituție până va fi post la, nu știu, la mulți ani, dar până va fi, să zicem că lucrez cum lucram până în ultimele luni, de luni până vineri la instituție de la 8 la 14 sau cât e orarul și nevoie acolo, după care administrez firma e funerare, după care asta e toată săptămâna și mai merg la alte firme pe care le ajut pentru că eu pot elibera certificat de îmbălsămare, nu toți pot și atunci au nevoie pentru că transportul nu se face fără și după care vin vineri acasă la Baia Mare, îmi iau ziarele publicitare. Fac și chestia asta, distribui ziare, practic pensionarii fac, eu cred că sunt cel mai tânăr de prin România asta, în domeniul ăsta, dar am zis de ce nu, pentru că mai de mult înainte să lucrez în Cluj, eu nu aveam ce face și am ajuns la un moment dat să am încă un oraș lângă Baia Mare, Târgu Lăpuș, și împreună cu oraș și încă câteva sate aveam eu pe săptămână 1100 de lei. Wow. Pentru o zi lucrată. Uh-huh. Pentru o zi. Și într-o lună aveam 4000 de lei pentru 4 zile pe lună. Full zilele alea, adică ziua aia dimineața până seara. Dar merita, sau împărțeam în weekend, că revistele veneau joia și eu până duminică aveam timp, deci mă duceam când vreau. După care sâmbătă merg la elevul meu de pian și duminica merg la biserică că-s dirijor. La elevul tău de pian, ce ne poți spune despre elevul tău de pian? Da, Iacob îl cheamă, are 14 ani, am plinit deja, are 14 ani. Mama lui a dat de mine la o mănăstire. Eu când am fost invitat să cânt la un, cred că, hram de biserică de Sfântă Mărie, ceva e genul, în 15 august. Și mama lui a venit la mine și m-a abordat că dacă vreau să-l învăț, dacă are un băiețel nevăzător și dacă m-aș băga să-l învăț, să-i arăt ceva, că are ureche, are ceva. Și inițial am zis că o să discutăm, eu nu pot da un răspuns pe moment, iar după
încă o lună, două m-a sunat. Eu între timp m-am și interesat la colegi de-a mei care acum îmi prezentez profesori, care au zis că nu se bagă, inclusiv la profesori, și au spus că nu se bagă pentru că, bă, nu mă bag, Sergiule, pentru că nu vede și eu nu știu să predau la un orb, adică lucrez cu oameni care văd, trebuie să vezi clape, trebuie să vezi digitație, trebuie să înveți multe chestii. Iar eu am zis că totuși, sunându-mă mama lui încă o dată, n-am crezut că mă mai sună, nu știam. Nu a avut semn numărul ei, nu m-a adâns la pe-al meu. Am zis, hai că mă bag, n-am ce pierde, dacă pot, bine, dacă nu, iar și bine, îmi pare rău, nu pot. Și iată că de aproape 3 ani lucrăm împreună și învață. Pentru el e foarte carismatic, glumeț, deci pentru el clapele sunt toate negre. Nu există clape albe și negre, dar știe că în stânga, în ghilimele clapelor negre, toate fiind, în stânga celor două clape negre, două, e prima lecție pe care învăț pe toți care vor să știe ceva despre pian, deci telespectatori dragi, în stânga celor două clape negre, două. Pe tot pianul unde sunt două clape negre, în stânga cea albă, două. Și încet, încet am învățat acorduri, game, tonalități, destul de greu pentru el, dar mai ales cu digitația, încă nu o pot pune la punct cum trebuie, pentru că e foarte greu, el nu nefiind obișnuit și a format între timp, cum se zice la maramureș, clămpănind în pian, și-a format o autodigitație și e greu să reformezi pe ceva, dar încet, încet învață. Cântă și vocal? Da, de un an de zile am început și vocal, pentru că el are voce foarte bună, are o auză absolut, ureche absolut, aude impecabil într-o orchestră întreagă, aude perfect dacă falsează cineva sau dacă sunt chiar câteva come, adică de la un do la un re e un ton și între alea sunt multe, multe mini tonuri, să o explic mai băbește, cum se zice, și acolo îi aude dacă e divergența acolo, urile alea le aude el perfect și mi-am dat seama chestia asta rapid și având ureche, clar am zis, are voce, n-are cum, și are voce bună, e în lucru, este în formare, dar cu timpul va evolua. Așa avem și pe YouTube, i-am pus niște înregistrări să încerc să-l ridic, să se ridice, pentru că până la urmă scopul în viață nu să ne ridicăm pe noi și să ne intereseze de alții, și dacă noi am primit o mână de ajutor și altora să oferim, mai ales când vedem că au talentul primit de la Dumnezeu, Tatăl Ceresc, exact. Atunci clar, talentul ăla, noi oamenii îl putem ajuta pe om să și-l ridice mai sus. Exact. Aia e clar, noi îl putem mulți cât un sfert din talentul nostru. Duminica spuneai că tu obișnuiești să cânti în biserică, ce faci mai exact? Da, am cântat până acum, că cred că vreo două luni, în Baia Mare, în Biserica Greco-Catolică Sfântul Anton, cred că, nu știu, șapte ani, din 2013 la mine tot 7 ani, dar simt în 2022, deci cam 8 ani și ceva, 8-9 ani ar fi, cred că, da, 9 ani s-a anul ăsta, și am avut cor acolo, dar cu pandemia, din păcate, s-a rarefiat, mai ales corul meu fiind, după comunism, primul cor greco-catolic din Baia Mare, având în perioada aceea, liturghiile se făceau afară, acolo era în parcul municipal o statuie unde se făceau, pentru că nu exista biserică greco-catolică, fiind neretrocedată încă de o biserică ortodoxă, și atunci se făcea afară. Și corul care s-a format acolo a venit la biserica aceasta Sfântul Anton, fiind fix lângă parc. Și am slujit cu drag acolo, dar din păcate s-a destrămat corul. Mi-au murit și coriști, așa cum zice lumea, că fanii mei se duc în 20 de ani de acum, eu cânt în colinzi, dar cânt am rămas, da, am un percuționist la Baia Mare, Florin Ernst, e foarte un percuționist, cu el lucrez și facem concerte în colinzi, sper să ne chemați de Crăciun, că aș face un program, vă umplem noi programul, nu-i problemă, numai cereți-ne, că avem cam 100 de colinzi, știu din cap. Wow. De la Ștefan Hrușche, la maestru, da. Apropo de asta, tu ai mai multe voci? Da, am acum recent, că v-am spus înainte să ne întâlnim de chestia asta, ca să reținut, văd că am o prietenă care mi-a zis că, mă, tu ai 3 voci. Așa. Și atunci mi-a picat replica aia cu 3 voci. Da, eu am 3 voci, una e de contratenor, una e de muzică ușoară și una e de Ștefan Hrușcă. Cum îmi zic prietenii, că sunt Hrușcă junior, așa, mă, obișnuiești să cânti strigă, cu, pentru că îmi seamănă timbru foarte bine cu adânsului. Și cam te-ai întâlnit vreodată cu Ștefan Hrușcă? Da. M-am întâlnit în 2011 la un concert de colindei din Baia Mare. I-am făcut și un cozonac, adică mama i-a pregătit un cozonac mare, așa, sănătos, cu mac, țineți, să vedea așa că degetul meu nu mac un cozonac mare. Și când am intrat pe ușă la dânsul acolo, nemai văzându-l niciodată, s-a uitat la mine și a zis,
Eu te știu de la televizor. Dânsul s-a uitat la mine că mă știe la televizor. Și că era în Canada și a dat, are și posturi românești acolo, mă gândesc legate prin internet. Și a avut un interviu la ceva televiziune locală în Baia Mare și m-a văzut în emisiune și a auzit că am vorbit de dânsul, clar că și eu dacă aș auzi că vorbea și mie ceva acolo aș fi țintuit. Și m-a remarcat, da, a aflat, excelent, știe că îmi seamă și vocea cu dânsului. Am avut ocazia așa să-i murmur așa, dar dorința mea maximă ar fi să-i fac un concert de colinde. Frumos. Dânsului. Acum vedem când mai vine în țară, că pandemia ne-a depărtat de toate, de cei dragi destul de tare, pentru că e greu să se ridice acum financiar ca să poată să revină în țară. Dânsul nu mai vine din Canada, că e mai bine acolo ca aici și plus frica asta și drumul lung și toate. Deci sunt multe pe care le-am pierdut din cauza pandemiei. Da. Ai participat și la concursul România au talent în mai multe ediții. Cum a fost pentru tine această experiență? Foarte frumoasă. În primele ediții în care am fost 7 și 9, că am uitat. Da. Așa a fost, au fost emoționante. Mai ales prima eram panicat foarte tare. Dar de la a doua am început să treacă panica, a început să-mi treacă și de la a treia ediție, care a fost ultima, eram foarte lejer pe scenă. Inclusiv m-am trezit să fiu foarte viral pe TikTok-ul ăsta, la care nu mă pricep, habar nu am cum să fac TikTok, dar dacă cineva avea de învățați-mă. Și m-a apreciat lumea, pentru că mai mult a apărut partea de comedie, că ca aș fi făcut stand-up. Toată lumea a scris în presă că Liga Sergiu a făcut stand-up, deși eu m-am dus cu totul altfel. Adică eu natural, ca așa cum am vorbit, exact, undeva la 40 de minute am vorbit pe scenă, wow, la televizor apărând 5 minute și alea au apărut de stand-up, nu au apărut cum am cântat și lumea nu știe ce am cântat. Să știi că aici vor apărea toate minutele e bine, pe care le-ai vorbit.
Felicitări, Sergiu, pentru felul în care ai interpretat. Ai o voce excelentă, minunată. Succes pe mai departe. Vrei să faci din asta o meserie sau cum te vezi pe viitor? Vreau să rămân artist în continuare, da, adică da. Vreau pe lângă domeniul meu foarte, foarte luminat, cum spun unii. Vreau să rămân artist și îmi place prestația de artist, să fiu artist. Felicitări! Adică este din mine. Aș dori să facem acum rubrica Răspunde în 60 de secunde. Sunt întrebări la care tu vei răspunde succint în 60 de secunde. Începem. Ești pregătit? Da. Care este defectul de care ai vrea să scapi? Frică, emoție, anxietate. Ce îi spune unui copil că este dragostea? Iubire egal Dumnezeu. Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai dori să schimbi la trecutul tău? Să fiu mai calm, mai răbdător. Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine în viață? Mama și să ajung acolo unde mi-e scris să ajung. Dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, care ar fi acela? Pace. Cel mai mare regret din viața ta este? Nu-mi dau seama. Cea mai fericită zi din viața ta a fost? Orice zi în care mă trezesc și sunt binevoitor. Cea mai mare frică a ta este? Frica e singurătate. Pentru ce ești recunoscător astăzi? Pentru că sunt în primul rând aici și sunt cine sunt astăzi, datorită mamei. Când ai fost cel mai mândru de tine? Mereu. Mereu sunt mândru de mine. Felicitări! Ești narcisist un pic. Da. Ai motive să fii mândru de tine, Sergiu, pentru că tu ai avut niște etape frumoase în viață și ai depășit anumite momente grele, dar cu ajutorul celor care te-au crescut. Și mă refer la mama ta aici. Uite, mi-a plăcut foarte mult cum ai răspuns la întrebarea ce îi spune unui copil că este dragostea. Și ai spus Dumnezeu. Da, pentru că așa este. Este un cântec. Biserica Catolică Universală, poate există și biserica dumneavoastră, unde e iubire, acolo e Dumnezeu. Acolo e pace și răbdare. Și nu mai știu textul. Unde e iubire, acolo e Dumnezeu, acolo este pace și răbdare, iubire și iertare, ceva e genul. Deci unde e Dumnezeu, acolo iubirea, e clar. Ce reprezintă pentru tine divinitatea? Nu-i doar un mod de a te deconecta de ziua de zi cu zi, ci o speranță că tot ce se întâmplă are un scop. Pentru că dacă nu ai speranța asta, în credința asta, că mi-a mers rău azi, mi-a mers rău mâine, poate ai o tragedie, îți mor părinții, se întâmplă un divorț, îți pierzi lucruri importante în viață, nu banalități pentru care se scâfâie toată lumea, că pentru aia se scâfâie, nu pentru chestii importante. Dacă ar fi chestiile astea, să ai speranța, Doamne, dacă, uite, după 15 ani de căsnicie am divorțat, nu mă duc să mă spânzur ca să aibă Sergiu ce tăia. Da. Ci mă duc și mă gândesc, meditez de ce Dumnezeu a făcut asta, pentru că poate mai încolo, Doamne, fer persoana aia, dacă e în cazul unei femei, poate să dea în cap ție. Pentru că Dumnezeu știe de ce ne ia un lucru, ca să compenseze cu altul. Ai clar. Am înțeles. Te-ai gândit vreodată de ce ai avut acest parcurs al vieții? Mă refer acum la mama ta biologică. Ea te-a abandonat și a trebuit să fii crescut de doamna Anițaș. Te-ai gândit vreodată de ce mi s-a întâmplat mie asta și nu am crescut într-o familie care să mă iubească? Nu, nu m-a interesat chestia asta să mă gândesc. Pentru că, după cum am relatat mai înainte, toate au un scop și atunci tot ce ne rămâne e să avem credință, să avem tărie atât în noi cât și în cel de sus, că e acolo cu noi, și să sperăm la cei mai bine, pentru că am și un tatuaj, trebuie să vi-l arăt, nu știu da, dacă se vede. Așa. La camera aici, poate îl prinde. E Marcu 9:23, care spune foarte clar aici că totul e cu putință celui ce crede. Excelent. Și din punct de vedere filozofic, deci nu-i voie să schimbăm cuvântul biblic, putem să o interpretăm teoretic și ca și filozofie. Nu e menționat cel ce crede în Dumnezeu, totul e cu putință celui ce crede. Și atunci unii filozof științific luând-o, neîndrăznind a altera cuvântul lui Dumnezeu, putem spune că te se referă și la tine ca om. Dacă nu crezi în tine, n-ai cum să crezi în Dumnezeu. Dacă nu crezi în Dumnezeu, n-ai cum să crezi în tine. Se leagă foarte perfect chestiile astea. Este ca un motto pentru tine. Da, asta e verset. Principiul vieții mele. De aia eu orice fac știu că îmi iese pentru chestia asta. De aia m-am și tatuat. Că mă întrebau preoții mei că ce ți-ai tatuat? Că nu-i voie.
După ce au văzut ce m-am tatat, nu mai zic nimeni. Dacă nu e o prostie, ci este ceva sigurat, care am un lucru pe care l-am făcut că am vrut și este chiar ceva important ce pot duce în viață cu mine și să nu uit. Cum se îmbină, Sergiu, arta cu medicina legală? Foarte mișto, pentru că, după cum zic unii, că nu, pe mine nu mă afectează faptul că vai, trebuie să uit, eu nu beau alcool sau chestii de astea, nu mă duc să mă droghez pe oricării de astea, ca să uit ce fac acolo. Mie chiar mi-ar fi părea rău să uit cazurile, pentru că sunt foarte interesante, medical vorbind, științific, dar pot spune că muzica ajută și la faptul că, având firea asta artistică, sunt foarte deschis și chiar dacă sunt poveștile astea dure ale vieții prin care trece omul, mă fac să nu privesc moartea ca și o spaimă, pentru că la câte vezi, vă dați seama, ar trebui să nebunești, pentru că, bă, am văzut, el a căzut acolo, a murit, dacă cad și eu, dacă se întâmplă, dacă se face aia, deja te afectează în timp, clar ajungi, e real, cei care lucrează în domeniu pot să ajungă așa, dar mie mi-a dat Dumnezeu harul ăla să am și calitate artistică, să fiu și un visător, să văd altfel acest unghi și atunci să nu mă afecteze absolut, absolut deloc. Vei dori să continui ca autopsier? Mi-ar place, dacă vor fi posturi și nu vor fi taxe ca și la Baia Mare, că fiind o fire a lui Vadim Tudor, Dumnezeu ierte, el n-am de ce să ascund. La Baia Mare costă 15-20.000 de euro, vă așteptăm cu drag oferte și mai mari, că le place conducerii. Din păcate nu interesează personalul calificat și personalul îndrăzneț la bani, așa că cât mai mulți bani. Poate mă ajutați, dragi telespectatori, să-mi plătesc postul la Baia Mare. Dar de aceea am mers în Cluj, așa am ajuns eu în Cluj, că n-am avut de unde să plătesc eu postul, pentru că eu vreau să intru pe ce am aici. Pentru că degeaba, de aia se întâmplă ce se întâmplă în spitalul nostru. Se sparg vene la pacienți când pacientul are vene crengi, adică mari, ca și la mine, n-ai cum să le spargi, pentru că este personal care a intrat cum a intrat. Din păcate. Este trist. Da. Nu este profesional. Și chiar dacă e cu morții și omul e mort, contează, pentru că o probă, dacă o distruge, e grav. Pot fi circumstanțe foarte grave în care poți distruge probe la autopsie, pentru că nu știi, faci o secțiune, n-ai tremură mână, că bei prea mult, cum fac unii, până nu mai știu ei, trebuie să faci o secțiune efectiv, uitați așa, perfect, lineară, fără tremuri, fără nimic, pentru că lucrurile lângă o venă, lângă o arteră, care dacă a fost distrusă într-un accident sau într-o crimă, tu trebuie să știi că a fost distrusă, nu tăiat omul la gât, să știi, Dumnezeu, aia s-a rupt dinainte, sau sunt multe chestii. Din păcate așa este, dar eu aș continua, dacă aș avea oportunitatea, e post normal, m-aș duce la concurs, să dea Dumnezeu pe nota mea, pe știința mea, aș intra, că nu sunt prost, Doamne iartă-mă, și mai ales că am pasiune și aș face carieră în asta, adică aș continua și aș face să fie, să lucrez așa cum îmi place, în liniște, că acolo nimeni te deranjează și să fac ceea ce e bine și să-i ajut pe alții, mai ales, până la urmă, despre asta vorbim aici. Mulțumesc tare mult, Sergiu, pentru acest interviu. Ești o persoană foarte optimistă și volubilă și am zâmbit de multe ori în această emisiune. Felicitări pentru mulțumesc felul în care frumos privești viața și felul în care te adaptezi și te detașezi de anumite aspecte mai puțin plăcute. Da. Și succes! Îți doresc să devii ceea ce dorești tu. Mulțumesc tare frumos, așa să dea Dumnezeu, să ne revedem cu bine și să mă chemați la colindat, că vreau. Doamne ajută! Mulțumesc să și rămână, eu! Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!